Însă haideți în vizită la supranumita zeiță a dulciurilor, pentru că atunci când nu face prăjiturele multicolore, evadează spre locul în care face artă cu flori. Bruneta a descoperit secretul cadoului perfect care, atenție, poate fi dăruit mai ales domnilor. Este noul trend, dar și secretul seducătoarei creatoare care vrea să revoluționeze romantismul, așa că vă invit să urmăriți imaginile. Bună ziua! Astăzi mergem la o bună prietenă de-a mea, Mihaela Popescu, cunoscută ca regina dulciurilor, dar și a florilor. Bine ai venit! Bine te-am găsit, draga mea! Haide, poftim! Mulțumim că ne-ai primit la tine! Multă plăcere! Trandafiri de toate culorile, miros înbietor de prăjituri rafinate, lumânărele parfumate la tot pasul și o anfitrioană sofisticată. Spune-mi puțin despre tine, ce pasiune ai tu, Mihaela? Pentru că lumea te cunoaște ca un om de afaceri, ca o femeie de afaceri, lansată în lumea prăjiturilor și a dulciurilor, da, din România. Da, da, și mai nou. Și mai nou a florilor, da? Da, mai nou în lumea florilor. Iubesc, evident, dulciurile. Macaron sunt special dulciurile franțuzești. Nu doar fursecurile colorate din făină de migdale i-au adus faima Mihaelei, ci și rozele de toate nuanțele. Întotdeauna am iubit florile. Da, iubesc trandafirii, după cum se vede în toată casa. Iubesc să am mulți trandafiri. De obicei e așa în casa ta, da, 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 este de plin obicei, de flori. De obicei este plin de flori. Spune-ne puțin despre casa ta. Văd că aici ai niște portete de familie. Ai o familie foarte frumoasă. Da. Ai o fetiță? Am o fetiță pe care o cheamă Eva. Să străiască. Mulțumesc frumos, la fel. Aici este de când era ea micuță. Aici este cu tatăl ei. Uite, văd un tablou foarte frumos aici. Da, suntem în living, după cum se poate observa. Ce reprezintă? Acest tablou este un păun superb pe care l-a pictat verișoara mea, Mihaela Georgescu, care este o pictoriță la început de drum. Și am vrut neapărat să am acest păun în living și de asemenea mai am aici o balerină, tot pictată de către verișoara mea. Văd că ai și niște jucării pentru pisicuța, e pisicuța. Am uite și pisicuța, da, uite pisicuța, da. E pisicuța ta, e mascota familiei. Este mascota familiei, ea este Mițu, o iubim foarte mult și ea pe noi. Și este pisica fetiței mele, evident, de aceea nici nu prea stă la mine. Și ne ajută să fim relaxați, să avem o viață de familie plăcută și fără griji. Mai văd și aici o pisicuță chinezească, da, nu? Da, da, da. Simbolul... Am primit-o cadou, din câte am înțeles este simbolul abundenței. Și o am aici ca să vină abundența în casa noastră. Și maimuța la fel este. Și maimuța la fel, da, tot cadou am primit-o. Iubesc de asemenea lumânările, lumânările. Da, văd că ai foarte multe lumânări în casa, da, aprinse. Foarte multe lumânări. Foarte frumos, sunt într-adevăr. Pun lumânări parfumate. Cine te-a ajutat la decorarea casei? Ce... Sau de unde ai luat mobila? Ce ai... Am achiziționat-o din România mobila, de la un producător local. Spune-mi puțin, care e colțul tău din... unde stai tu? Am mai multe colțuri favorite în casă. În momentul în care vine seara, prefer să mă așez aici pe sofa, pe canapea și să mă uit la televizor la un film bun. Nu lipsesc, evident, trandafirii și lumânările. Locuința Mihaelei este un mini-regat în care face slalom printre flori și prăjiturele, lumânărele parfumate, dar mai ales culori. Ei sunt părinții mei. Foarte frumoși părinții. Da, mulțumesc. Foarte tineri, nu știu, da, ce vârstă au părinții tăi. 60 și puțin, sunt foarte tineri. Foarte tineri. Da, iubesc foarte mult. Aici este momentul bisericii, împreună cu nașii. Noi. Când nu face creații florale, încăperea magică în care Mihaela își petrece ore bune devine bucătăria. Însă, până ajungem la bucătăria cu surprize, mai rămânem puțin în zona decorațiunilor de poveste. Mihaela, observ niște lustre, niște candelabre foarte drăguțe la tine. Știu, da, că reprezintă ceva pentru tine, nu? Da, sunt candelabre speciale. Le-am cumpărat din Italia pe acestea, am trișat puțin. Pentru că nu am găsit ceva similar în România. Sunt din Veneția, mai exact. Este sticlă de Murano.
și țin foarte mult la ele pentru că oferă multă veselie. Chiar dacă este maestră la prăjituri, puțină lume știe că viața creatoarei nu a fost mereu la fel de dulce. Cu toții trecem prin perioade dificile în viețile noastre, prin încercări, da, prin anumite provocări care de multe ori ne apasă. Tu ai avut genul ăsta de provocare, de încercare în viața ta? Da, în adolescența mea, când familia mea avea un business, avea un lanț de magazine și lucrurile nu au mers foarte bine și a trebuit să plecăm din țară, să muncim în altă țară, dar Dumnezeu ne-a ajutat și ne-am refăcut viața acolo. A fost o perioadă la început dificilă, dar foarte frumoasă din viața mea, în care m-am îmbogățit cultural, financiar, spiritual. Puterea și-a găsit-o mereu în familie, iar de curând în lectura motivațională, care i-a modelat gândirea. Aici este o carte de poezii, numai, este a unei, este a finei mele, este poezie motivațională, vă recomand. Și am început să citesc, evident, Forța gândirii pozitive. Pentru că, așa cum am spus, am nevoie de multă pozitivitate în viața mea. Și de motivație. Și de motivație. Cum să obții ceea ce vrei, evident, un alt titlu. Și să vrei ceea ce ai. Și să vrei ceea ce ai, exact, să te mulțumești cu ceea ce de ai. De multe ori, după ce avem ce ne-am dorit, vrem altceva și uităm de ce ne-am dorit acel lucru și mergem spre altceva și suntem nemulțumiți. Așa este. Au fost momente în care am simțit că lucrurile nu sunt tocmai cum trebuie și că puteam să clachez. Dar m-a susținut familia, soțul, prietenii. Aici este, v-am invitat în dormitorul meu. Da, da, ce frumos asta este la tine și ce colorat totul. Ești, da. Este totul ca tine, o culoare. Frumos, zici că da, suntem îmi plac în foarte mult culorile. Nu-mi place viața să fie în culori de gri. Îmi place să fie foarte colorată. Și după cum vezi, și aici am flori, pentru că le iubesc și mi se pare că oferă foarte multă culoare și viață unei case. Așa descoperim și câteva piese vestimentare unicat, pe care artista le adoră. Iubesc culorile și iubesc paietele, îmi plac foarte mult paietele. Și eu la fel. Chiulul, după cum se observă, mi-am pus o rochită pe care o iubesc astăzi ca să te vă primesc. Așa, am o ruche favorită de paiete. Aceasta este. Vai, ce frumoasă! Da, este făcută de un designer român? Nu, aceasta este o fustă pe care o ador, pur și simplu. Este de la un designer român și o port foarte des, ori de câte ori am ocazia. Mi se pare că poate fi combinată atât pentru zi cât și pentru seară. Mai am încă o fustiță de la acest designer, care și aceasta este destul de deosebită și o port tot și ziua și seara. Foarte frumos. Da. Știu că îți place foarte mult să achiziționezi lucruri de pe unde mergi și să... Exact, să rămân cu câte o aminte. Nu neapărat pentru casă, ci pentru tine. Să ai ceva luat dintr-un loc special. Da, uite, pot să te arăt ceva ce am luat din Dubai și mi-a plăcut foarte mult ideea. Un parfum. Dar l-am văzut, Adina, da, chiar l-am văzut. Special. Faptul că este personalizat. Mi-a creat pentru tine, mult. Nu? Nu este creat, e pur și simplu personalizată sticla. Dar mi-a plăcut foarte mult ideea lor de a face clientul să fie cât mai fericit. De la sticluța bijuterie ajungem la adevăratele podoabe extrem de prețioase. Iubesc așa favoritele, da. Că ai multe mărgele, perle, da, iubesc perlele, tot felul de accesorii. Da. Acesta mi l-a făcut cadou o prietenă care știa că iubesc perlele și le port foarte des. Vin foarte bine. S-a sortează bine. Da, chiar sunt speciale, da, într-adevăr. Așa. Mai am câteva bijuterii achiziționate de pe unde am mai fost. Astea sunt tot perle, asta l-am cumpărat din Spania. Un ceas pe care îl iubesc, l-am de foarte mulți ani. Cred că l-am luat din Franța, dacă mi-aduc aminte bine. Și cerceii aceștia iubesc
Și port, chiar dacă pare tumat, și port cu rochia de paiete. Bijuteriile ți le faci tu cadou sau le primești de la soțul tău? Le primești de la soțul meu, mi le mai fac și singură cadou. Trandafirii nu lipsesc așadar nici din dormitorul, unde predomină culoarea infinitului, iar tablourile cu aer senzual adâncesc parcă misterul încăperii. Spune-mi, ce reprezintă aceste tablouri? Care sunt foarte... Foarte provocatoare și dezvăluie o altă latura ta, a feminității tale. Bineînțeles că ești în dormitorul tău și e în intimitatea ta. În dormitorul meu și nu am văzut lumina zilei, ca să spun așa. Este o ședință foto pe care am avut-o. Am vrut să am un album în momentul în care voi avea nepoți, să le arăt că și bunicuța era foarte o femeie frumoasă și provocatoare. Cum era de așteptat, chiar și draperiile arată că pasiunea face legea în paradisul dulciurilor. Am zis să îndrăznesc și să folosesc roșul ca să ofer culoare camerei, să fie cât mai veselă și cât mai colorată, și am ales cu niște trandafiri. Pentru că îți plac trandafirii foarte mult. Pentru că îmi plac trandafirii foarte mult, da. Și cam acesta este dormitorul meu. Aici te machiezi tu, nu? Este locul tău de machiaj? Da, e oarecum locul meu de machiaj. Aici am câteva produse de make-up. Parfumurile tale sunt cu tentă dulce, așa văd eu, după brandurile pe care le ai. Da. Aici este camera fetiței mele, unde nu avem voie să intrăm. Da, e interzis la copii în cameră întotdeauna. Ocupată, deci nu avem voie să deranjăm. Aici am un mic dressing și baia. Aici o baie destul de măricică. Și dacă tot am pomenit de paradisul prăjiturilor, e cazul să mergem și în locul unde minunile dulci prind viață. Locul unde îmi petrec diminețile nu este Regatul Dulciurilor, aici am un laborator special pentru dulciuri, dar aici mai fac câte un tortuleț, mai decorez pentru familie. Pentru aici. Familie, da, evident. Astăzi are petița mea o petrecere și vom decora un tortuleț. Să-mi pun tunica de cofetar, ca să nu mă murdărești și să fie cât mai igienic. Așa. O să decorăm un tort de ciocolată. Este unul dintre torturile pe care le avem noi în laborator. Și o să-l decorăm cu fructe și cu macarons. O să facem întâi un ganaș, o cremă pe care o vom pune deasupra. După câte observi, am creat o turtă dulce special personalizat-o pentru voi. Și acesta este rezultatul final. Dar spune-mi, de unde îți vine ție pasiunea asta pentru prăjiture, pentru dulciuri, pentru flori? Ai dezvoltat-o? Este o pasiune, din punctul meu de vedere, pentru frumos. Pentru că pasiunea pentru dulciuri a venit în urma pasiunii mamei mele pe care o are, cu care... Deci și mama ta a avut genul acesta de afacere? Da. Și încă colaborăm. Și ea a început, de acolo a pornit totul. Am făcut cursul acesta la acest renumit hotel din București. Și la început nu eram foarte pasionată, dar pasiunea a venit pe parcurs, văzând câte lucruri frumoase poți să faci în bucătărie, într-un laborator de cofetărie, m-au cucerit. Și după aceea am trecut la flori, pentru că am considerat că un dulce combinat cu o floare este un cadou excelent pentru oricine. Am observat că mai nou există un nou trend în care și doamnele oferă flori domnilor, da, trandafiri roșii. Uite ce frumos! Da, da. Eu o să am pe site-ul de flori, o să am o secțiune special pentru domn. Da. Vai, da, ce frumos! Chiar da, e frumos! Da, 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 da. Uite, nu m-am gândit la aspectul ăsta niciodată. Nu m-a dus niciodată capul să ofer cuiva unui domn o floare sau un aranjament floral. Eu am oferit soțului meu și mi s-a părut... E privilegiat, da, soțul. O idee... Adică mi-a plăcut foarte mult feeling-ul pe care l-am avut și pe care l-am trăit. Dar el cum s-a comportat? I-a plăcut ideea? A rămas puțin șocat. Nu s-a aștepta.